nu o să vă vină să credeți ce am găsit pe Netflix. Stăteam eu frumos și mă uitam la Dark, că tot urmează să apară și sezonul 2 și tot voiam să-l văd, era pe listă, dar de la 1 iunie a apărut ceva o ramona, prea bun, mult prea bun. Am rezistat 10 minute și într-adevăr, nu că e prost, e, 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 mai jos de atât, e, e o mizerie, da? Adică dacă găsiți asta pe Netflix, evitați, ev evitați vă rog eu, vă rog eu evitați, intrați pe ăsta, pe ăsta nu, 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 nu prea. M-am intrat că voiam să mă uit la o scenă de luptă. Bodyguard, e fine l-am mai văzut. John Wick 2, m-am uitat înainte de John Wick 3. Peaky Blinders, adică vedeți, e o diferență de la, Peaky, de la Ora Mona până la Peaky Blinders, e, e drum lung. E drum lung și sper să nu existe niciodată partea a doua. Oribil, oribil. Mă scuzați, am vrut să zic că foarte fain, foarte fain. Cel, cel, mai bun pe anul acesta. O să-l pun în top cele mai bune filme la sfârșitul anului. Foarte bun, foarte, foarte bun. Bă, dar asta nu e cumva 2018? Oricum, dacă e 2018 ora mâna, cel mai bun pe anul trecut. Foarte bun, foarte bun. Nici nu, e atât de bun că nici nu am menționat.